În 2024 se împlinesc 160 de ani de la fondarea Liceului Teoretic Român-Francez Gheorghe Asachi. Astfel, una dintre cele mai vechi instituții de învățământ din Republica Moldova și-a marcat aniversarea frumos printr-un concert la care au fost invitați elevii, foștii absolvenți, cadrele didactice și toți prietenii liceului. Astăzi liceul sărbătorește aniversarea de 160 de ani de la fondarea instituției. Fiind cea mai veche școală dintre Prut și Mistru, este un nume de rezonanță în istoria pedagogiei, un lider reformator al celor de a crea valori și de a crea personalități în timp și în spațiu. Liceul este o fortăreață a românismului, grație tradițiilor și valorilor perpetuate din generație în generație, dar și un bastion al francofoniei, având cea mai mare filieră bilingvă din țară. Spiritul asachean crede că această excelență profesională se alimentează din încrederea și dragostea copiilor. Ei sunt cea mai mare motivație. Dacă uităm de ea, atunci celelalte strategii își pierd sensul. Liceul Gheorghe Asachi este un liceu de referință pentru Republica Moldova, un liceu care întotdeauna a fost un promotor al românismului, a valorilor adevărate, o instituție de învățământ care este un exemplu și n-am putut să nu fim astăzi alături de ei, celebrând 160 de ani, cel mai vechi instituție de învățământ din Republica Moldova și ne-am dorit toate instituțiile noastre să ajungă să poată să celebreze o asemenea vârstă frumoasă. Foștii absolvenți spun că de-a lungul anilor liceul și-a păstrat identitatea și a promovat standarde înalte în educație și cultură. Gheorghe Asachi consideră că este o mare familie care vine de la Regina Maria, trecând prin perioada sovietică, dar rezistând prin unicul sau din puținele licee care aveau predare în limba, cum era pe atunci, moldovenească, dar era un pilon pentru verticalitatea națională. Și mulți colegi ulterior au reușit să-și facă studiile și peste hotare. Unii au revenit și au pus umărul pentru dezvoltarea Republicii Moldova. Și este foarte important să celebrăm această zi, să ne unim cu toți foștii absolvenți, cu profesorii care au predat în această școală și să-i revedem. Desigur, acest eveniment unește pe toți și este foarte important pentru noi și pentru școala noastră. Visez, dragul meu copil, la o școală în care să înveți dragoste de neam, dreptate și țară. O școală în care tu să nu uiți că ești, să nu uiți cine ești. Liceul a rămas pentru mine foarte important, m-a format ca persoană, ca caracter. Am întâlnit multe persoane noi, profesorii care m-au ajutat și m-au susținut în tot ceea ce am făcut și colectivul, de altfel, mai deosebit față de alte licee. Vreau să urez liceului Gheorghe Asachi la mulți ani, iar tinerii generații care vine din urma noastră să fie sănătoasă, competitivă timpului și să fie îndrăgostiți de viață, carte, pământ, neam și tot ce este mai bun și mai frumos. În cadrul evenimentului s-a vernisat și o expoziție cu denumirea Instituția Publică Liceul Teoretic Gheorghe Asachi, File de Istorie. Aproximativ 1600 de elevi își fac studiile în această instituție de învățământ. În 2010 liceului i-a fost conferit Ordinul de Onoare al Republicii Moldova.